Și nu mai suntem. Deci nu avem, trebuie să fie înțelepciune multă. Sigur, există posibilitatea, vor zice cei cu acrivie multă, vor zice, există posibilitatea să împărtășești din împărtășirea bolnavilor. E și asta o soluție. Și atunci să vină nemâncat la 6 dimineața, să își cu el împărtășea bolnavilor, să mănânce, dar apoi să vină la liturghie evaristică, ca și el să se integreze în lucrarea liturghiei ca atare. Că altfel e ca și când te duci la farmacie, dăm aia de pe rap de acolo, îl iei, îl ingurgitezi și ai făcut. Deci nu. Împărtășirea ține de o integrare și încadrarea noastră în realismul liturgic, care trebuie să te poarte ca acolo, în lucrarea liturgică, care nu este fără semnificație. Sigur, noi ne-am obișnuit să facem din cult harcea-parcea, dar cultul exprime, este epifanie, este lucrare, este prezență, este realism, nu este poveste, nu este metaforă. Și atunci a ne împărtăși înseamnă a fi în liturghie, în lucrarea liturgică. Și e de preferat să împărtășești unul care a luat medicamentele pentru o anumită afecțiune care necesită, că e o nebutință a firii. Chiar nu înțelegem lucrul acesta. E ca și un diabetic care mănâncă carne în postul mare. Păi carnea pentru el nu este aliment, oameni buni, este medicament. Omul ăla mănâncă carne și de fapt postește. La fel și unul care are hipertensiune sau are nu știu ce neputință. Păi este firea rablagită. Eu vin cu Hristos ca să-L pun să-L rablagesc mai tare. Vin ca să-i fac un chin sau ce? Greu, sunt întrebări. Dacă vin din partea credincioșilor, sunt bune. Dacă vin din partea unui preot, e o problemă. Ce părere aveți despre expoziția Our Body? Numai dacă îmi traduceți și îmi spuneți de ce e vorba. O expoziție de corpuri umane. Corpuri umane. A unor foști deținuți politici din China. Vedeți? Omorâți și trupurile au fost aduse, plimbate prin Europa, diferite muzee. Mai întreabă și dacă credeți că ne afectează moral, dacă o vedem. Dacă ce? Dacă o vedem. Acum, repet, ar trebui să mă duc să văd. Păi nici am văzut că există. E vorba de trupuri umane goale? Da. Nu. Și conservate. Goale și conservate. Da, da, da. Disecate așa cumva. Nu știu, mână astfel pregătite. Un muzeu mobil de... anatomie, da. Poziți, poate, nu știu, adică în toată povestea asta poate să fie și ceea ce sesizați, un impact care lovește. Dar poate ar trebui să privim lucrul ăsta și să vedem într-un spectru duhovnicesc ce este omul. Și când te uiți acolo, ce este omul, și îl vezi, știți, mai acum 2 ani, după luptă seculară am reușit să-mi fac o baie cu faianță, cu nu știu ce, așa, modernă. Și în timp ce se făcea, pe dedesubt se trăgeau fire de curent, alea de apă, țevile de apă și după aceea totul se maschează și devine. Și am zis, uite, ăsta e omul.